Asta iar mi-a rămas mie. Da. No, mulțumesc. Să știți că pentru fapte extra-artistice am mai luat aplauze pe scena Naționalului din Iași la o gală care se prelungea foarte mult, nu ca acum. La final am spus împreună cu compozitorul Cosma, avem un moment de muzică și poezie de jumătate de oră, toată lumea s-a retras pe fotolii jumătate de metru în spate, a zis Doamne Dumnezeule, și am zis un moment pe care îl vom face altă dată. Aplauzele au fost furtunoase, așa încât aveam pregătit și un poem pentru final, îl voi spune altă dată. Mergem la următoarea categorie, vorbim de arte, jurizată de Cătălin Sava. Să vedem care sunt nominalizații. Și pentru a afla cine este câștigătorul, invităm în scenă pe sculptorul Valentin Meiu, cel care a realizat și macheta acestui trofeu care este oferit în această seară. Bună seara! Bună seara! Și noi mulțumim! Vă mulțumesc în numele organizatorilor! Vă rog! În primul rând mă bucur că nu am făcut parte din juriu. Mi-ar fi fost cumplit de greu, dacă nu imposibil, să aleg pe cineva. Și iarăși domnișoarele din culise m-a rugat să nu mă uit cine este și este pur și simplu surpriză pentru mine să citesc. De aceea îmi pun ochelare. Eu am văzut. Să-i caut. Știți cum e cu ochelare? Nu-s pe nas, nu? Nu, nu. Mai sus, mai mare e numele. Pentru rezultate profesionale de excepție obținute în perioada octombrie 2013-septembrie 2014, care au sporit zestrea comunității și au întărit blazonul orașului Iași, se acordă premiul Oamenii Timpului, doamnei Oltița Cântic. Critic
critic de teatru, secretar general al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, secția română, doctor în teatrologie, profesor asociat la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Ceea ce știe toată lumea, director artistic al Teatrului Luceapăr și Luceapărul și director al Festivalului Internațional de Teatru pentru publicul tânăr, aflat la a șaptea ediție. Oltisa Cântec. Bună seara! Când am primit invitația la gala din această seară, invitația cu locul, cred că am făcut o stricăciune, partea tehnică e foarte importantă. Stai puțin. Era locul, adică este locul întâi, rândul întâi, locul numărul 9. Știu diagrama acestei sale aproape pe de rost. E un loc destul de la margine, așa. Întâi am crezut că este o revanșă a celor de la Teatrul Național din Iași și a celor de la operă, despre ale căror spectacole am scris destul de critic, de multe ori. Dar ajungând la festivitate și așezându-mă acolo, am văzut că e un loc foarte strategic. În primul rând am văzut întreaga gală prima. În al doilea rând, e adevărat că am văzut-o de la genunchi în jos, dar am material pentru că tocmai lucrez la un studiu despre obiectele scenice. Andy Mihalache, dacă ești în sală, să știi că lucrez la acest studiu. Și papucii teatrali vor fi o parte a acestui studiu. Apoi, de ce am zis că e un loc strategic? Pentru că puteam la rigoare să pun și câte o piedică celor care urcă să-și ia premiile. Uite că n-a fost nevoie, am luat și eu un premiu. Vreau să felicit organizatorii, sponsorii, toți cei care s-au implicat în acest eveniment. Vreau să-i felicit pe toți cei nominalizați, pentru că fiecare pe domeniul lui este un om deosebit. Vreau să mulțumesc juriului și vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au fost alături de noi, cei care am urcat în această seară pe scenă, pentru că pentru fiecare proiect, chiar dacă un anumit om este mai vizibil, iese puțin în față, în jurul lui există o întreagă echipă. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim frumos! Îi felicităm și pe toți nominalizații de până acum ai acestei prime ediții a Galei Oamenii Timpului 2014, Iași, mulțumim frumos! Și pentru trofeu! Și trebuie să spunem că am ajuns la ultima categorie din această seară, una dragă mie, trebuie să spun asta și pentru meseria pe care o am, nu? La urma urmei, nu? E vorba de jurnalism. Facem jurnalism, credem noi, de calitate aici la Iași și nu numai. Vorbim de jurnalism cultural. Să vedem nominalul. Această categorie a fost jurizată de Daniel Băcrista Enache și trebuie să spunem că invităm chiar acum în scenă pe George Onofrei, redactor șef al revistei Suplimentul de Cultură, pentru a ne oferi și a anunța câștigătorul la această categorie. Da, bună seara din nou, abia eu sunt fericit că nu am avut de jurizat o asemenea categorie ce privește jurnalismul și cu atât mai mult jurnalismul cultural. După cum nici pe Daniel nu-l văd bine după ce se va încheia seara. Da, câștigătorul e unul dintre puținii jurnaliști cu căruia îi te poți adresa, deși nu o să-i placă deloc cu apelativul de maestre. A scris o carte de reportaj literar cum numai domnia sa poate să reușească. Nu știu dacă mai e de actualitate, probabil că este șomer, că așa se răsplătesc jurnaliștii, mai ales de presă scrisă în zilele noastre, sunt dați afară. L-am primit însă la Iași cu multă căldură pe Viorel Ilișoi, felicitările noastre.
La editura Muzeelor Literare din Iași apare acest volum, Necunoscutul Mihai Codreanu, un volum ce s-a lansat la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. Viorel Ilișoi în această seară, pe scena Teatrului Național, Vasile Alexandrii din Iași. Bună seara! Felicitări! Trofeul Oamenii Timpului. Aici? Dă-mi coace, dă-te rog frumos aici. Uitați, aici sunt, poftim. Eu acum vă văd, oh, așa, mulțumesc. S-a cam golit salat, deci pot, am șansa de a mă face de râs în fața a mai puțini oameni. Vin direct de la, din abatajele presei cotidiene de la Galați, unde m-am refugiat ca proaspăt șomer din presa centrală. Asta e ținuta mea de reporter și cea de mire, e unica. Acolo, dacă am alt tricou, e ca să nu mă recunoașteți. Am fost redactor 7 ani la Timpul. Am scris interviuri cu oameni de cultură din Iași. Într-un fel, nu sunt, cred că singurul care nu sunt ieșit, am născut, crescut aici, dar prin faptul că am lucrat aici, că am scris cartea asta despre Iași, mă face să fiu și eu ieșean. Și mă bucur să văd că revista la care am lucrat a ieșit din nișă și s-a dezvoltat așa de frumos, că Iașul a prins gustul anvergurii și iată se întâmplă niște gale, festivaluri frumoase, nu doar din acelea prăfuite cu mici și cu muștar. Mă gândesc că un reporter ca mine, care peste 50 de ani ar scrie despre Iași, poate despre domnul Brumaru, care va fi încă în viață, ne-au fost castrați, ci cărțile, revistele și statuile, la modul simbolic. Sunt onorat de premiul ăsta. E slab, e greu. Mulțumesc oamenilor de la Timpul și celor care au făcut posibil apariția cărții, Dan Lungu și Consiliul Județean. Cartea o găsiți la Muzeul Literaturii. Nu e o carte, e un suvenir, din punct de vedere legal. Dacă aș avea mai multe, v-aș da fiecăruia câte una, dar na, bomboane poate o să dau mai multe. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Viorel Ilișoi, cel care a primit premiul la categoria jurnalist cultural la această primă ediție a galei Oamenii Timpului. Mulțumim frumos! Deci, buchetul. N-ați uitat nici de fete, nici de bomboane. Speram să rămân acolo lângă pupitru, dar n-am avut această șansă. Ultimul premiu special, unul despre care Andrei poate spune mai multe, pentru că este implicat în proiectul despre care e vorba. Un proiect frumos, un proiect pe care sunt convins că îl cunoașteți și ați auzit despre el. Trebuie să știți că de 2 ani de zile aici la Iași, atunci când vine toamna, cu toții preferăm mai mult culoarea verde. De ce? Pentru că de 2 ani de zile la Iași, aici în capitala noastră dragă, vin scriitori și traducători din toată lumea. E vorba de Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, e vorba de Dan Lungu și echipa de la Muzeul Literaturii Române din Iași și în această seară cel care va veni în scenă să primească această distinție din partea galei Oamenii Timpului e vorba de George Onofrei, PR-ul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere. Un festival ce
face ca Iașul să ajungă acolo departe, ne face să fim mândri, așa cum sperăm ca și această gală să devină de ce nu doar 2 ani, așa cum a devenit Filipul una dintre cele mai frumoase întâmplări de aici, din capitala Moldovei. Da, deși pare că mă eternizez pe scenă, n-am luat niciun premiu, scrie tot Dan Lungu pe această distinție. Dan Lungu, alături de Lucian Dan Teodorovici, ne reprezintă cu mândrie țărișoara în Bulgaria, la vecini, la Sofia, cu ocazia unui târg foarte important de carte. Nu m-am mandatat să vă spun nimic în mod special, prin urmare am să vă mulțumesc din partea domniei sale și din partea echipei Filit. E o bucurie să se întâmple astfel de lucruri la Iași. Felicit, evident, organizatorii pentru această gală care, din fericire, nu are deloc acea patină provincială cu care ne-am obișnuit în ultimii ani să avem gală. E mult mai firesc să premiem excelența la modul acesta cu un juriu independent decât să avem prim-miniștri trecători pe scenă care îndeplinesc și portofolii la cultură și sunt felicitați pentru acest lucru, și la educație, a spus o doamnă aici pe scenă, domnul prim-ministru, dacă ați fi și ministrul la educație, să vedeți ce bine ar fi pentru Iași. Deocamdată ne-au scos autostradă de tot din master plan, știți foarte bine, rămânem cu nevoile noastre, dar și cu gustul acesta dulce că la Iași se întâmplă Festivalul Internațional de Literatură și Traducere și iată că a intrat în familia noastră și Gala Oamenii Timpului. Vă mulțumim tuturor! Și noi vă mulțumim frumos! Acestea sunt distincțiile pentru Dan Lungu, pentru echipa de la Muzeul Literaturii Române din Iași. Ai să vezi tu! Mulțumim frumos! George Onofrei, PR al acestui festival important. Și... Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aceasta a fost repetiția pentru ediția a doua a galei. Reamintim, făcând o reverență în fața celor care au susținut acest festival, să vă reamintim sponsorii, susținătorii, partenerii media. Finanțatorul principal este Consiliul Județean Iași, sponsori principali BCR și Grup Est Security, sponsori Cotnari. Continuăm, mulțumim frumos Frișcot, Condor, mulțumim frumos restaurantului Buena Vista, Climaterm, Drugă, Dan Florin Avocat, Electra, Eurotex, mulțumim ciocolateriei Leonidas, Niki, Cristina Nikita, Panif.com, Sandra Trading, lector universitar doctor Mihai Ștefănoaia Avocat, Tarom, mulțumim Tulip pentru florile pe care premianții le-au obținut și pentru aceste aranjamente, mulțumim frumos la Castel, Majestic, Mama Mia și Ștefana. Știu că vă rezervați aplauzele pentru finalul listei. Partener oficial Adenium, Timpul, Asociația Revistei Timpul, Asociația Studenților Jurnaliști, Magic FM, TVR, Ager Press, Universitatea Petre Andrei Iași, Biblioteca, eram să spun pe scurt, Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iași, Dachini Divine, Wing și Casa Auto Iași, dealer Mercedes-Benz. Mulțumim frumos și Ateneului Tătăraș pentru toată susținerea în organizarea acestui eveniment. Mulțumim Ceașca de Cultură. Trecem la următoarea categorie, vorba de partener media, evenimentul regional al Moldovei. Asociația Foto Iași, Iași Fan, Iașul Cultural, Lirica, Live Iași, Observator Cultural, Radio România Iași, Revista 22, 7 seri, Suplimentul de Cultură, TeleM, Ziarul de Iași, Prima TV, am fost în direct pe Prima TV, Tele Moldova Plus. Mulțumim frumos Televiziunii Române că a preluat acest eveniment și de sărbători o să vedeți un frumos reportaj. Mulțumim frumos și platformei privesc.eu. Tu și... trebuie să mai mulțumești frumos pentru vestimentație. Neapărat. Vedeți ce înseamnă să fim doi pe aceeași scenă? Mulțumim tare mult, Niki, Cristina, Nikita. Ați văzut voluntarii Asociației Studenților Jurnaliști, în proporție de 99,99% fete, au fost îmbrăcate de acest brand autohton de 20 de ani în slujba eleganței și a femeilor cu stil. Creațiile Niki, Cristina, Nikita însoțesc femeia elegantă pe tot parcursul zilei și la cele mai speciale momente din viața ei. Trebuie să spunem că mulțumim, Niki, Cristina, Nikita, pentru ținutele oferite în această seară și vă îndemnăm și pe dumneavoastră să căutați creațiile
în magazinul din Julius Mall sau pe www.shop.niki.ro. Ca să-ți tragi respirația pentru ceea ce urmează, mulțumesc și eu pentru vestimentație familiei mele care mă susține. Și eu mulțumesc frumos vestimentației, trebuie să mulțumesc și eu, nu? Îi mulțumesc Corinei, nu? Da. Prietenei și mele, da. De îndată ce a spus Oltița că a văzut de la genunchi jos, m-am uitat la pantofi, sunt în regulă, da. Da. Am insistat foarte mult să facem un lucru pe care îl merită voluntarii, toți și echipa. Echipa organizatorică, să îi numim pe trebuie fiecare, numim. Chiar dacă foarte repede o va face Andrei și rugăm pe și ei rugăm să, vină să poftească pe scenă. În scenă. Neapărat să veniți pe scenă, să vedeți ce echipă inimoasă a lucrat cu drag la acest proiect. De unde vă vorbesc aflați? Eu, citește tu! Uniți-vă, da! Manager de proiect, George Cotoban. Vino încoace, George, să te cunoască toată țara, da. George Cotoban e și cel care a creat identitatea vizuală pentru această gală, pentru oamenii timpului. George Cotoban, director de producție, Adriana Nazarciuc. Săptămâna, felicitări! Coordonator eveniment, domnul profesor universitar dr. Daniel Șandru. Domnule profesor, veniți încă o dată pe scenă. La departamentul dezvoltare, domnul Florin Iancu. Dacă sunteți în sală, veniți, vă rog frumos, alături de noi. Elena Crețu, Andrei Cucu, e acolo sus, l-am văzut că face fotografii pentru că trebuie să vă prezentăm și după aia ce s-a întâmplat la gală. Mulțumim frumos! PR-ul acestui eveniment, Corina Gologoț, te rog frumos! Mai departe, marketing, Roxana Petraru. Roxana, dacă ești cu noi în sală, te așteptăm aici pe scenă. Mai departe, editor, Gabriel Cheșcu și redactorul șef al revistei Timpul. Redactori, Vasilica Turculeț, Petre Emil Juverdeanu, Adina Scutelnicu, tehnoredactori, Cora Păduraru, Dragoș Păvăloi și webmaster Teodor Pricop. Vino încoace, Teo, hai, repede! Și domnul profesor Șandru. Și din echipa noastră putem spune că face parte și doamna Raluca Știrbăț. O așteptăm și pe dumneavoastră pe scenă, dacă mai are timp să ajungă. Bun. Vreau să vă prezint în aceste momente și echipa de voluntari. E o echipă la care țin foarte mult, e Asociația Studenților Jurnaliști. În 2007 ne-am înființat, n-am plecat de lângă ei și nu o voi face niciodată, pentru că împreună cu acești oameni frumoși de aici vom face și alte evenimente de aceeași anvergură. Așadar, Silvia Nistor, vino încoace, Anca Scutelnicu, Gabriel Zapodeanu, Cristiana Puravu, Cezara Enea, Alexandru Mihai, Anca Bodnar, Ramona Lozneanu, Roxana Găină, Emma Iordache, Mădălina Chiriluță, Andreea Stoica, Ancuța Ciocoiu, Adi Berușcă, Ana Ungureanu. Puteți veni încoace, da? Așa, foarte bine. Mai departe, Ciprian Pricope, Elinca Stumbea, Larisa Lazăr, Romina Hamzeu, Cătălina Popa, Ana Maria Pastramă, Bianca Hrițac, Amalia Timofte, Crina Antohi, Beti Manolache, Nicoleta Calance, care a venit de departe special pentru această gală. N-am omis pe nimeni, sper, nu? Aceasta este echipa... Poftiți mai în centru, 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 da, mai în centru, haideți, vă rog frumos. Haideți. Aceasta este echipa Oamenii Timpului. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi la prima ediție. Cu bune, cu mai puțin bune, suntem convinși că data viitoare o să fim și mai buni. Reverența noastră este pentru dumneavoastră, pentru Oamenii Timpului. Am preluat trecutul, premiem prezentul și pregătim viitorul. Este pe mâini bune, vă spun eu. Felicitări! Și Crăciunul vă găsească acasă, cu tot ce iubiți lângă voi adunați, și anul cel nou să vă fie bogat, să aveți cozonac și să aveți vin pe masă. Și copiii vă crească și vrednici și mari, curați, sub lumina de neauă a minții, și teferi să vă îmbătrânească părinții, iar voi să fiți fericiți gospodari. Adrian Păduraru! Andrei Giurgea! Un Crăciun fericit, să ne vedem la anul viitor!